Bă băieți, înainte să începem acest episod, vreau să vă spun de site-ul Eneba, unde puteți găsi jocuri pe toate platformele super, super ieftine. Puteți intra pe linkul din descriere pentru a primi un euro gratis la prima achiziție sau puteți folosi codul RAUL2K pentru o reducere de 3%. Hai să trecem la episod. Salutare, bă băieți, bine v-am găsit, fraților, la mult așteptatul tutorial. Știți că v-am zis în episodul trecut de 5M că o să fac un tutorial cum să scăpați de bani pe 5M în caz de valoare, deoarece știți că este destul de complicat. Ei bine, bă băieți, în acest episod o să vă prezint un spoofer super, super interesant pe care l-am primit de la niște băieți super, super șmecheri. O să vă las un link în descriere, dar am o mică veste, adică am o veste proastă pentru voi. Nu puteți să scăpați de banul pe 5M decât dacă vă schimbați și contul de Rockstar. Dar prima dată și eu în pui mei mă gândeam, bă, oare cum să scap de bani? Este posibil să scap de bani dacă folosesc vreun spoofer, ceva? Bă, nu este posibil, deoarece voi când vă luați bani, vă luați bani și pe contul de Rockstar. Deci, practic, degeaba vă schimbați voi IP, vă dați spoof, vă reinstalați 5M-ul, orice ați face, nu aveți cum să scăpați de bani până nu vă schimbați și contul de Rockstar. Dar am și o veste bună pentru voi, un cont de Rockstar nu este chiar exagerat de scump, adică dacă vreți să vă luați un key de Rockstar, gen un key de Rockstar ca să-l activați voi pe contul vostru, este 44 de lei pe Eneba. Sau mă rog, 52 de lei pe G2A sau etc. Că mi se pare super șmecher. Adică 44 de lei până la urmă, nu știu, dacă unii dintre voi fumați două zile de două pachete de țigări, nu vă mai luați două zile țigări și aia e, bă băieți. Sau puteți să găsiți probabil și pe alte site-uri mai ieftine la 25-30 de lei. Habar n-am, nu știu niciun site de genul. Probabil că o să, adică probabil că puteți cumpăra conturi de Rockstar așa cum cumpăr eu conturile de CS:GO, de exemplu, la 3-4 euro, probabil că o să puteți și voi să cumpărați conturi de Rockstar. Nu știu, dacă găsiți vreun site sau ceva cu conturi de Rockstar ieftine, puteți să vă cumpărați de acolo. Bă băieți, cam acesta este programelul, mă rog, hai să intrăm aici în folder, cam acesta este programelul, este pur și simplu un CMD, efectiv, nu, adică un bat, nu este nimic wow. Practic ce face acest programel, vă șterge absolut toate datele din 5M, adică vă delincuiește, și by the way, trebuie să vă faceți și cont de Discord nou, deoarece contul de Discord, adică mă rog, Discordul vostru vi se asociază cu 5M-ul. Dacă vreți să vă apucați acum de cheating, vă recomand să vă luați, să vă faceți un Discord nou, pentru că probabil mulți dintre voi nici măcar nu vă jucați pe conturile voastre main și așa, dacă o să jucați pe contul, pe un cont secundar, dar o să aveți Discordul linkuit pe 5M, o să vă luați bani pe acel Discord și nu știu, dacă să zic într-o seară vreți să vă jucați și voi cu un prieten de pe Discordul vostru principal și de pe contul principal de 5M, o să vă luați bani și pe contul principal. Deci atâta timp cât aveți Discordul pornit cu același cont pe care v-ați mai luat bani odată, o să vă luați bani din nou și așa pierdeți un cont de Rockstar aiurea și eu zic că nu are rost. Deci, practic, cum facem cu acest spoofer, bă băieți? Dăm click dreapta pe el, dăm Run as Administrator, pornește frumos, să-l așteptăm aici să se încarce. Durează un pic până se încarcă, mă rog, câteva secunde și acum a pornit. Ce trebuie să faceți când ați intrat aici? Trebuie să apăsați pe tasta, adică vedeți că vă și scrie aici pe ce tastă să apăsați. Trebuie să apăsați pe tasta 1 și să dați Enter pentru a șterge cache-ul, să zic. După aia dați pe 3, dați Enter, așteptați un pic, uitați că mi s-a șters instant, dați pe 4, dați încă o dată Enter, s-au șters și crash-urile, mai dați încă o dată 5 și s-au șters și logurile. Cam atât aveți de făcut aici. Aici la clean mods nu am umblat așa mai băieți, ea n-are rost, bă, dai un 3, un 4, un 5 și gata. După aia dăm 50 ca să ne întoarcem înapoi. După aia, al doilea pas, să dăm pe tasta 2, dăm un Enter. Aici dăm Unlink Social Club. Practic chestia asta o să vă dea Unlink la Social Club-ul de pe contul vostru, adică ca să vă puteți băga contul nou. Ca așa trebuie să reinstalați 5M-ul, mai multe întâmpenii cu tutorialul ăsta nici mai trebuie să dezactivați 5M-ul. Și în multe cazuri când dezinstalezi 5M-ul și reinstalezi, se salvează contul de Rockstar. Așa am pățit și eu personal, sincer să fiu. Adică am dezinstalat 5M-ul, l-am reinstalat și când am vrut să-mi bag contul de Rockstar nou, m-a rămas tot la vechi și tot mi-a arătat că sunt bani. Deci dați 7, dați Unlink, frumos, s-a delincuit. Dați 8, Citizen FX, ăsta este practic unde vă faceți voi cont acolo la Rockstar. Păi mie, o să vă dea Unlink și la ăsta. După aia dați pe 9 să-i dați puf. Aici durează, mă rog, la mine dura foarte puțin că am făcut chestia asta și înainte de tutorial, dar durează vreo 30 de secunde acolo la spoofer. Și dacă dați pe 10 vă delincuiește Discordul. Deci nu uitați, bă băieți, după ce ați făcut chestia asta, mamă, zici că bâlbâiți, să-mi bat picioarele. După ce ați făcut chestia asta, vă dați un restart la PC și neapărat să vă faceți un cont nou de Discord, durează 30 de secunde, hai maxim un minut, deci nu e mare chestie, nu e mare scofală. Dați un 10 aici, v-a delincuit și contul de Discord. Mă scuzați dacă mă mai bâlbâi sau dacă mă mai încurfilmez, asta la 3 noaptea, nu e chiar dimineața, mă rog, 3 noaptea, deci e super, super obosit. Iar după aia scrieți 100 și vă dă clean la toate. Puteați să dați direct și pe 100, dar eu prefer să fac metoda asta, să fiu sigur. După ce ați făcut chestia asta, băieți, practic v-ați delincuit toate chestiile din 5M, adică nu mai aveți absolut nimic linkuit. Teoretic ați putea să intrați direct acum
să treceți la treabă să vă jucați, dar eu prefer să-mi dau și restart la IP, mă rog, restart, să-mi dau reset la IP. Cum faceți chestia asta, bă băieți? Ei bine, nu știu, pentru oamenii care sunt mai puțin leneși sau pentru oamenii care au routerul în aceeași cameră cu ei, puteți să-l scoateți din priză un minut, după un minut îl băgați din nou în priză și o să aveți un IP nou în cazul în care aveți IP static, IP dinamic. Pentru oamenii mai leneși sau care au router în cealaltă parte a casei și nu au chef să meargă 10 metri până acolo, scrieți aici frumos, deci stați așa să vă învăț cum să aflați IP-ul. Să dați aici pe CMD, scrieți IP config și luați IP-ul de aici, de la default gateway ăsta. Este, mă rog, de aici, de sub. Este unul, la mine este 192.168.101. Așa o să fie probabil la majoritatea dintre voi, dar puteți să aveți și .100.2 sau .100.10, nu știu, diverse IP-uri. Dați pe aici, intrați frumos aici. Aici nu știu exact cum să vă explic să găsiți, de obicei scrie userul și parola pe spate la router sau dacă aveți un model de router, nu știu, diferit față de a mea, puteți să căutați modelul de router, uite cum scrie aici, mie HG8245H, puteți să căutați modelul ăsta de router pe net și o să vă dea parola default. Dați frumos un login aici, ne ducem aici la System Tools, mă rog, nu știu cum o să fie la voi, practic vă dați un reset la router, ok, nu o să mai stăm atâta, dați aici restart și după ce vi se restartează routerul o să aveți un alt IP. Asta este metoda cea mai sigură, bă băieți, să scăpați de banul de pe 5M. Din păcate costă și 44 de lei cât ați văzut acolo pe Neba, dar puteți să folosiți și codul și probabil că o să coste 42 de lei. 2 lei dispar. Piu. Bă, nu este o chestie foarte, foarte grea. Aveți acolo linkul de download de la acest puffer în descriere. Sper că o să vă placă, sper că o să continuați acolo să dați cu codurile, bă băieți, până fac și serverele un anticit ca lumea trivar. Bă, nu știu dacă merge, adică n-am încercat până acum. De fapt, ba da, cred că merge, că am intrat pe underground. Pe serverele astea care au anticit super, super bun și unele te banează și pe hard-uri ID din ce am văzut, dar aparent nu prea, adică nu știu, eu am intrat de exemplu, adică nu știu dacă te banează pe hard-uri ID, dar eu mi-am luat ban odată pe underground, după aia mi-am reinstalat Windows-ul și efectiv nu mă debana și am văzut că după ce am folosit spufferul ăsta n-am mai avut ban pe underground, ceea ce mi s-a părut super, super șmecher. Acum nu știu ce face exact spufferul ăsta, dar este o chestie super, super șmecheră. Bă, fraților, sper că v-a plăcut acest tutorial, dați și voi acolo un like, o să începem din nou în forță să postăm. Ați văzut că deja n-am mai lăsat o săptămână, două margini între videoclipuri. Am început și o să postez mai des, în sfârșit, bă băieți, a început Raul 2 ca să posteze aproape zilnic, mai e până acolo. Bă, fraților, sper că v-a plăcut, dați și voi acolo un like, sper că nu m-am încurcat foarte mult în vorbit, oricum o să văd la edit. Și la cât mai multe cituri pe 5M, nu uitați, bă băieți, să-mi lăsați propuneri de troluri în descriere, pentru că deja chestia asta cum mă dau drept polițiste, tăcă, este cam fumat. Oricum o să intru cu meniul ăla super, super șmecher pe servere să bubui serverul, o să folosiți din nou spufferul ăsta, mă rog, tocmai ce l-am folosit pe videoclip. O să-mi iau un cont de Rockstar nou sau fac eu cumva rost de un cont de Rockstar nou și o să intru să bubuim din nou serverele, bă băieți, să vedem ce se poate face și noi ne vedem data viitoare. Bye, bye!